Bloopies, Bloopies, sunt cei mai buni amici, Bloopies. Sub apă te așteaptă aventuri, în lumea cu șelis și magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, Bloopies. Lumina lunii. Max, ai văzut și tu? E o lumină deosebită în seara asta. Dacă mergem pe cărarea asta, ajungem fix la corabia piraților. Hei, uite seara! Aici zice că luna e de 400 de ori mai mică decât soarele. Liniște! Nu mă pot concentra din cauza ta. Dar luna este așa de interesant. Tu știai că... Dar destul despre lună. Mai bine, ai putea să mă ajuți, pentru că planurile noastre se strică mereu. Mereu cu capul în nori. Am nevoie de ajutor. Avem o problemă mare în... Bună, Frigi! Voiam să vorbesc cu tine. Știai că e imposibil să fluieri pe lună? Despre problema asta vorbeam. Salut, prieteni! Îmi pare rău că nu vă salut de aproape, coada-i de vină. Oh, vai! Ce s-a întâmplat? Păi, duceam niște lucruri la vulcan când Sally a descoperit o cârmă foarte frumoasă. Și când s-a plecat să se uite mai bine, haț! O scoică ce căsca i-a mușcat coada. Dar nu vă temeți, nu m-a durut deloc. Solzii mei sunt atât de duri că odată când m-a mușcat un rechin și-a rupt dinții. Să nu-ți mai faci griji, Sally. Îți rezolvăm noi problema. Păi, se pare că lui Odi îi place de problema ei. Mai tare! Are ca un mini-râs! Trage-ți tare! Nu-i de râs! Soc, ești bine? Nu sunt o țintă! Dar am folosit puterea maximă și nimic! Ce scoică încăpățânată! Atacul gâdilii! Haide, toată lumea știe că o scoică e rezistentă la gâdilat! Dar dacă o rugăm frumos! Te rugăm, scoicuță, fii bună și deschide! Te rugăm! Și dacă nimic nu funcționează, să nu te temi, Sally, pentru că la luna plină, scoicile... Iar despre lună? Noi avem o mică problemă! Concentrează-te să găsești o soluție! Încercam să-i spun lui Sally că... Se complică treaba! Un curent oceanic puternic se apropie! Va lua totul pe sus! Trebuie să o salvăm pe Sally! Dar cum? Ce putem face? Dacă o ungem cu ulei de alge... Da! Da! Trebuie să aplici așa. Să mă rupeți în două? E imposibil! Trebuie să avem grijă ca Sally să fie bine. Trebuie să o ducem acolo unde ajunge lumina lunii. Scoicile se... Serios? Când... De ce tot vorbești într-una despre lună? Asta e o adevărată urgență! Ce faci acum? Unde se duce? Oprește-te, Lovely! Odi poate cădea! Ce distractiv! Shelly, sunt regina voastră! Wow, uleiul de alge e tare alunecos! Wow, ce rapid e! Cu grijă, vine curentul! Luna, începe să apună. Trebuie să ne grăbim. Mulțumesc că m-ați eliberat. Poftim. Un cadou. Cum ai făcut-o să se deschidă? Când e luna plină, scoicile se deschid complet. Așa scria în carte. Îmi pare rău că nu te-am ascultat, Lovely. Misiunea noastră ar fi eșuat fără tine. Ai salvat-o pe Sally. Trebuie să mergem. Mergem să vedem luna. Ah!
tears. În Muntele Fantasy, mereu mâncam lucruri înghețate. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Balon și vanilie, balonilie, înghețată la viteză maximă! Blue bees, blue bees, sunt cei mai buni amici, blue bees. Sub apă te așteaptă aventuri, în lumea cu șelis și magic vulcan cu perle speciale. Blue bees. Algele magice. Abia aștept să mă întorc la școală. Da! Și să ne jucăm din nou în curtea școlii. Da! Și să avem o grămadă de teme. Nu! Am crescut mult. Voi fi cea mai înaltă din clasă. Lasă-mă să văd dacă am crescut. Hei, ai trișat! Nu am crescut deloc. Mâine toți vor zice că sunt mic. Vreau să fiu foarte înalt. Bună tuturor! Surpriză! Sunteți invitați la cina noastră anuală cu alge. Ați auzit? Haideți să mergem. Yay! Sigur voi crește mai mult dacă mănânc alge? Bine ați venit la cina de alge. Ne ajutați să găsim alge? Doar cele verzi și albastre. Da! Crezi mai repede dacă le mănânc mai repede. Dar nu cele cu buline roșii. Doar cele verzi și cele albastre. Eu vreau să gătesc. Capi, ajută-mă. Buline roșii nu. Doar verzi și albastre. Ora cinei? Ora cinei? Sweetie-licioase. Sau brigilicioase. Există doar o cale să aflăm. Brioșa aceea nu a fost bună. Ce-i cu mine? Ce se întâmplă cu vocea mea dulce? Wow! Și eu vreau să fiu uriaș. Poate fi periculos. Vreau la păpușile mele. Bulinele roșii. Bine, cred că pentru a reveni la mărimea normală ne trebuie o poțiune făcută din alge cu buline albastre. Sau verzi, sau mov. Hai să le găsim. Nu simt nimic deloc. Nu-mi place asta. Dacă dau din coadă prea tare, se face un curent. Nu te teme. Voi face poțiunea numai decât. Să fii uriaș și groaznic. Să fii uriaș și grozav. Ajungi oriunde, nimeni nu se ia de tine, poți să-i sperii. Pe toți! Zarpa s-a făcut uriaș. Am mâncat alge cu buline roșii. E al meu și toate perlele speciale. Voi fi cel mai puternic. Repede! Trebuie să o folosim ca zarpa să devină mic. Și atunci, Dolly, ne trebuie mai multă poțiune. Vom culege alge în echipe ca să fie mai rapid. Hei, mai e ceva. Una roșie. Hei, priviți la mine. Mov, exact ca rujul meu. Priviți! Ce? Ura, ești din nou mică. Asta înseamnă că efectul algelor dispare. Trebuie doar să așteptăm ca zarpa să se întoarcă la mărimea lui normală. Dar până atunci poate distruge vulcanul. Și va lua toate perlele. Să-l oprim. Dă-mi o perlă, vulcan frumușel. Trebuie să-l înconjurăm. Lăsați-mă în pace. Acum sunt regele vulcanului. Zarpas, lasă-l în pace. Și dacă nu vreau, ce poți să faci, Mititico? Razorbitoare! Alger plumii! Nu-i frumos să fii rău când ești uriaș! O ciupitură, Zarpas, pentru tine! Nu! Ce mi se întâmplă? Nu te mai lua de cei mici! Ia măsoară-te cu asta! Veți plăti pentru asta!
Trebuie să plecăm. Deci, vrei să fii cel mai înalt din clasă? Nu mai vreau. Îmi place de mine. Ne vedem mâine! Pa, pa! Sunt cei mai buni amici, iubiți. Sub apă te așteaptă aventuri, în lumea cu Shellys și un magic vulcan cu perle speciale. Blue Bees. Vreau dulciuri. Și cu banane. Una. Bine, dar doar una. Dar tu ai o grămadă. Da, dar sunt ale mele. Le-am primit la ziua mea de... una! Oh, da? Umflam grozav! Sunteți invitați la o zi de relaxare! Zi de relaxare? Sună puțin plictisitor. Deloc! E o zi specială cu surpriză la final! Ne putem juca de a nu face zgomot! E foarte amuzant! Mergem? Să mergem! Rău! Uite, ia bomboană. Astăzi totul este super liniștit. Nu putem face prea mult zgomot. Vulcanul se odihnește. Astăzi va arunca o rază de liniște. Grozav! Mergem unde vrem. Să mergem. Ce-i chestia aia colorată pe care o ține Fifi? Pare așa fericită. Vreau și eu una. Vreau și, și eu. Și eu, și eu. Oh, desigur. Însă doar una. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Deci lor le dai bomboane? Dar nu vreau bomboane. Haideți să explorăm. Încă una. Răzav, încă una. Alta. Mai încet, mai încet. Pentru tine. Pentru mine? Dar mai dă-mi o bomboană, te rog. Mulțumesc. Ești prea drăguță. Serios? Frumos din partea voastră. Haide, mai vrem. Mai vrem. Incredibil. S-a dus cu liniștea. Mai vrem. Ce frumos. Ce păcat că Luna nu e aici să vadă. Dar nu a vrut să vină. Cui pasă? Mă duc să o aduc eu. Te rugăm, hai de mai multe dulci. Trebuie să vezi vulcanul. E așa frumos. Ce-s astea? Luna, dă-le înapoi, nu e corect deloc. Ești invidioasă. Asta primesc când îmi fac griji pentru tine. N-ai decât să stai aici. Nu mai am cadouri. Sigur nu o să se supere. Hei, dă-mi bomboanele înapoi. O să vi se facă rău! Mai vrem! Mai întâi trebuie să mă prindeți! Mai vrem! Te rog! Vrem bomboane! Nu puti! Haide, vină! Vină înapoi! Toată gălăgia asta va deranja liniștea vulcanului. Să vedem ce se întâmplă. Luna, joacă-te mai cu atenție. Știu, dar ne-am lăsat duși de joacă. Și acum ce facem? La vulcan, le ducem la vulcan. Vrem bomboane! Putere! Te rog, mai dă-ne! Uite! Energia vulcanului le-a liniștit! Mulțumesc! Întotdeauna ești alături de mine, spre deosebire de altcineva! Bine, bine! Poate că m-am lăsat purtată de faimă! Cred că e mai bine dacă le ducem acasă la ele. Ce-i asta? O bomboană?
Ce se întâmplă? Comora mea! Picioare! Fiți cu minți! Ascultați-mă! Chiar la timp! Voi dormi foarte bine de seară!